Ea a deschis dosar de moarte suspect în cazul decesului lui Andrei Gheorghe. Omul de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seară. El avea 56 de ani. La ora 22:15, un apel la 112 anunca că o persoană este decedată la locuința sa din Voluntari. Poliția va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era născut la 14 ianuarie 1962, la Lipec, în Rusia.